În primul monolog am descris toate abuzurile care au avut loc în familia noastră. El s-a înrăit și mai mult. Mă numește față de copii, mă învinuiește. Am fost numită curvă, sectantă, că m-am legat cu organizații feministe, diabolice. Cum lucrează la noi poliția, o mamă nu este apărată de un agresor, de un tată agresiv. Doamna judecătoare a considerat relevant să-mi dea sfaturi și să mă împace cu fostul meu soț. În vizitele fostului meu soț, el încearcă să mă atingă. Atingerile este o tentă sexuală, insistă să întrețin cu el relații sexuale, consideră că sunt influențată de cineva. O să spun ferm, este dorința mea, nu mai vreau să trăiesc cu tine. Ți-ar plăcea să lucrezi într-o companie care funcționează după standarde europene? Șansa ai chiar la tine acasă. Just Consult îți propune posturi vacante în peste 10 domenii de activitate. Vânzări, IT, comunicare, social media, resurse umane, transport, jurisprudență sau contabilitate. Aplică CV-ul și angajează-te. Lucrează pentru un salariu mare, posibilitatea de creștere și dezvoltare profesională. Informații suplimentare găsești pe justconsult.md, secția carieră sau la numărul afișat pe ecran. Astăzi o veți auzi din nou pe Renata, care a mai fost la monolog și a povestit ce viață de coșmar are. Pentru cei care n-au văzut primul monolog, vă las link în descriere. Priviți-l ca să aveți o imagine completă asupra situației. Atunci v-am spus că soțul Renatei a încercat să mă convingă să nu public monologul cu ea. Dar după publicare, practic m-a terorizat cu tot felul de mesaje și comentarii. Adică m-a amenințat. Sincer, dacă pe mine a reușit să mă scoată la hăt omul ăsta, atunci nici nu-mi imaginez prin ce chin a trecut sărmana femeie vulnerabilă, trăind cu el alături. Însă, înainte de a asculta istoria, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să aflați primii când voi posta un video nou. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă pe care vreți să o povestiți, vă rog să-mi scrieți un mesaj aici, pe Instagram. Mulțumesc mult! Mă numesc Niculiță Renata, am 37 de ani, sunt mama a 5 copilași, locuiesc în Chișinău. Am venit la dumneavoastră cu a doua parte a istoriei mele de viață, care este mai scurtă, dar foarte intens, trăită foarte intens. Deci, în continuare, încă nu controlez situația și nu că îmi doresc să o controlez, dar vreau să se facă dreptate și să recapăt liniștea și să pot să fiu în siguranță cu copiii mei. După monolog, lucrurile nu s-au schimbat spre bine, deși mulți îmi spun că am spus clar, de prima dată era clar ce îmi doresc și ar fi fost bine să rezolvi pașnic în continuare istoria mea, să aibă un final fericit, dar nu s-a întâmplat. În primul monolog am descris toate abuzurile care au avut loc în familia noastră și am spus faptul că vreau să mă distanțez de această persoană, să divorțez și să rămân în trecut trist, din păcate, dar care nu-l pot schimba. Am vrut să merg mai departe, să întorc pagina vieții mele, dar nu s-a întâmplat. El s-a înrăit și mai mult. A devenit furios și venea cu amenințări că o să mă dea în judecată și o să mă pedepsească pentru faptul că eu l-am denigrat, am denigrat imaginea. La fel susține că starea în care el se află acum este datorită faptului că eu l-am adus la asta. Reacția fostului soț este clar cumva pentru mine, pentru că el era abordat și în stradă și a urmat multe comentarii răutăcioase îndreptate spre el, familia lui, inclusiv mama. Înțeleg că i-a durut cumva și mai ales faptul că a devenit publică istoria și măștile au căzut de pe fețele lor. Pentru că atâta timp cât eram în patru pereți abuzată, eu și 5 copii, nu s-a luat atitudine nici din partea familiei lui. Se considera o normă, eu trebuia să fiu aceea care să rabd și să mai îndrept colțurile și să fiu răbdătoare și
supusă lui, dar odată ce măștile au căzut pe față, ei s-au înrăit foarte mult. A venit soțul furios, a venit soacra și mi-a strigat la mine și îmi spunea că ai zis să-mi iau labele de pe tine și copiii tăi. Pe parcursul lunii septembrie ea a mai interacționat cu copiii, dar pe urmă s-a retras și n-a mai participat în viața lor, dar pe la spate sunt învinuită că eu nu-i permit. Către ea mă adresez chiar acum și îi spun că copiii sunt în continuare nepoțelele dumneavoastră și vă chem la o atitudine adecvată în favoarea fetițelor. Eu am zis și repet că nu împiedic comunicarea dumneavoastră cu fetițele, doar că să fie în prezența mea. Aceasta este dorința mea, pentru că în ultimele vizite dumneavoastră v-ați permis să spuneți fetiței mele despre faptul că să-i puneți întrebări incomode și să-i spuneți că tu cine îl mai iubești pe tata sau ceva de genul ăsta. Da, copilul poate să aibă anumite rezerve față de tatăl care este abuziv și dumneavoastră ați văzut acest lucru ani la rând și respectiv și pe data de 27 septembrie în fața farmaciei, când a fost chemată poliția, ați văzut starea fetițelor și vă dați seama că un copil percepe asta ca o ca un pericol. Pentru copil este normal ca el să aibă rezerve față de acel părinte care se comportă agresiv. Cum spuneam, după monolog el a devenit agresiv și ura lui se îndrepta deja nu numai asupra mea, dar și asupra oamenilor care mă susțin și mă ajută. În ajunul acestei zile, dumnealui a venit acasă și a alungat-o pe doamna care mă ajută cu fetițele. Este o doamnă în vârstă care o cunosc de mai mult timp și pe parcursul unui an de zile vine la mine acasă și stă cu fetițele mele la necesitate, dar în mare parte mă ajută la treburile casnice. Suntem foarte apropiate cu această doamnă și fiind de un an de zile în interiorul familiei, ea a văzut foarte multe lucruri. Și consider că acțiunile fostului meu soț sunt îndreptate spre a o înlătura din viața mea ca să rămân neajutorată și să nu am puterea de a lupta cu nedreptatea care mi se face și să nu pot să ies din casă, efectiv să fiu blocată, că dacă am copil la sân, eu nu pot zilnic să ies cu ea și să rezolv multe probleme care apar. În acea zi, noi am fost la sectorul de poliție cu doamna Elena și am depus plângere pentru cazul din ajun. Eu eram atunci la avocat și ea a fost alungată, repet. Acolo, în fața sectorului de poliție, ne-a întâmpinat fostul meu soț. Și a început să strige la doamna, să o intimideze, a pornit camera de filmat și are niște mișcări repetitive, poate să ne înconjoare așa în continuu. Repetă că nu are ce căuta la noi, strigă, o amenință că o să fie rău dacă mai vine, că nu are nevoie de serviciile ei și el este contra ca ea să vină la noi. O învinuiește că ea îi ceartă pe copii și că ea ar fi adus careva boli și m-a lipsit copiii noștri, ceea ce este absolut aberant. Din contra dumneei, mai ia din virozele fetițelor care sunt aduse de la grădiniță și de la școală și fiind în vârstă, cumva sărmana greu trece peste ele. După ce am depus plângerele și am fost în fața sectorului abuzat de el, în interiorul sectorului, el continua să ne urmărească, să ne filmeze și să strige la noi. Nu a fost oprit de către colaboratori, nici într-un mod.
am plecat de acolo, m-am îndreptat spre casă și ca să disting puțin atmosfera că și copiii erau speriați, aveam cu mine atunci 3 copii la sector și normal că erau plângăcioși și stresați de tot ce s-a întâmplat acolo, am zis că mergem în parc, era o zi frumoasă de toamnă și ne-am îndreptat spre stație cu copii, ieșind din curtea blocului, acolo se adunau locatarii pentru o adunare generală a blocului, era foarte multă lume. El s-a apropiat, fostul meu soț, a pornit iarăși camera, a început să strige la noi, făcea iar mișcările astea, ne înconjura în continuu. Nu l-a sfiat nici faptul că erau toți 5 copii cu mine, veniseră deja fetițele de la școală, și nici faptul că era atâta lume prezent acolo. Mai târziu am aflat că nanul lui, episcopul Anatolii, privea din balconul apartamentului de la etajul 5 cu mama fostului meu soț, tot acest circ. Am încercat să calmim situația, l-am rugat să ne lase în pace, să mergem în parc. El ne îngrădea drumul, am tot mers până am ajuns la stradă și în fața farmaciei. Am zis că nu mai merge așa, o schimb poliția. Văzând că eu apelez poliția, el la fel a apelat poliția. Deci au fost 2 chemări de pe numărul meu și de pe numărul său. Nu uita să filmeze, să strige, să învinuiască, era foarte înrăit, i-am simțit răutatea asta, în deosebi s-a intensificat după monolog. Are niște mișcări, nu sunt specialistă, niște mișcări a mandibulei, niște clipiri, sunt niște ticuri nervoase, tremur, nu știu ce e asta, după care are un instinct mereu să sune pe cineva și să, că are senzația că cineva o să-i rezolve problemele. Stând și așteptând poliția timp de 40 de minute, doamna Elena era cu noi, are o vârstă, n-am avut niciunii să o așez acolo, că a fost foarte greu să stea în picioare. Copiii erau stresați, plângeau. Am văzut efectiv cum li se duce pământul, li se duce pământul de sub picioare. Ele au văzut cerți la noi în casă, ele au văzut multe situații, dar faptul că asta se făcea în public, presupun că simțeau jenă. Ele deja sunt preadolescente și cumva faptul că vede lumea ce face el, cum se comportă și el înțeleg că asta nu e normal, le făcea să simtă și mai rău. Tot în acel moment am fost apelată de către episcopul Anatolie, care mi-a spus să-i dau receptorul fostului meu soț. Eu am pus difuzor, deoarece, cum am mai spus anterior, el are tot timpul tentativele să-mi ia telefonul și nu i-am oferit telefonul. Am auzit cum dumnealui el numește bolnav, că o să te ia la psihiatrie, că o să fie internat sau o să stai închis în închisoare, că nimeni nu o să vrea să știe de tine, că pleacă de acolo, că ce faci tu. Deci am văzut reacția că au fost înfricoșați, că lucrurile au ajuns prea departe și el face public toate scenele astea. Ei au simțit frica pentru el, asta presupun. În scurt timp a venit și maică-sa, care îl trăgea de mâini și îl ruga să părăsească locul. El a refuzat și episcopul și mama lui a răspuns foarte agresiv și cu cuvinte urâte și i-a rugat să nu se amestece, că este viața lui și el decide. Mi s-a părut stranie oarecum reacția lor, pentru că când au fost chemați la data de 31 august, când Andrei vandaliza bucătăria, când îmi cerea telefonul meu mobil ca și cum că ar fi o normalitate să-mi ceară de explicații de ce comunic cu sora mea, de ce scriu careva mesaje și mă intimida și totul se întâmpla față de copii și de
doamna Elena, ei nu s-au simțit atunci jenați, nu l-au oprit. Atunci îmi spuneau mie că eu trebuie să-i dau telefonul. Deci reacțiile sunt total diferite. Ceea ce se întâmplă în stradă și ceea ce se întâmplă în apartament. Asta pe mine foarte mult mă doare, pentru că eu tot sunt om și nu înțeleg cum unii oameni în goana asta pentru o imagine bună calcă peste oamenii și nu-și dau seama că acoperă o lucrare ilegală, lucrare diavolească, să spun așa, eu nu știu, că nu e normal ce se întâmplă acolo. La sosirea poliției s-au luat explicațiile de rigoare de la dumnealui, de la mine, cum se face de obicei. Am fost anunțat că o să fiu apelată de către polițistul de sector și el a fost rugat să se îndepărteze. Am plecat acasă, plimbarea nu a mai avut loc. Desigur că în ultima perioadă toate planurile mele eșuează când încerc să ies undeva sau să fac ceva și apare dumnealui, dar nu am ce face. La moment, asta este situația. Ulterior am mers la sectorul de poliție, am depus plângeri și au fost plângeri repetate după monolog. El în multe vizite sau întâlniri pe stradă, în continuare, mă abuzează verbal, mă numește față de copii, mă învinuiește. Am fost numită curvă, sectantă, că m-am legat cu organizații feministe, diabolice, care îmi spală creierul și m-am lepădat de biserică, m-am lepădat de Sfintele Taine, sunt o răzvrătită, sunt bolnavă mental și că lucrul ăsta o să se demonstreze și copiii nu o să-i pot crește în așa stare cum el consideră că eu nu sunt ok. Amenințări, tot felul de umiliri, că sunt un nimeni, că mă ia la rost că telefonul e cumpărat de el, că papucii mi-s cumpărați de el, încălțăminte, haine și așa mai departe, ceea ce nu mi se pare normal, mai ales că ani la rând am purtat haine din pomeni, să zic așa, le-am primit în dar, fie de la rude sau chiar și de la soacra mea primeam haine, deși ea este o femeie înaltă și zdravănă, adică suntem cu complexii total diferite și la picior este cu două mărimi mai mari ca mine. Am purtat și încălțăminte de ei și haine pe care le ajustam pe mine pentru că nu aveam posibilitatea să-mi cumpăr altele. În continuare sunt amenințată că o să mi se ia copiii, că nu sunt o mamă adecvată, că o să se demonstreze prin expertiză psihiatrică că am careva probleme. Este foarte încrezut în sine când spune aceste cuvinte. Am aflat de curând că are multe datorii, împrumută mii de euro, inclusiv și la persoane, prieteni de peste hotare, și folosește acești bani pentru a presupun pentru a rezolva în favoarea lui în instanțe. Eu nu pot să spun ceea ce nu cunosc, dar se simte loialitatea față de el și în, și la poliție și la Direcția Protecției Copilului. Sunt mereu privită cu ochii stranii. El peste tot răspândește informația că eu nu sunt întreagă la minte. La fel, persoane din cadrul eparhiei de Cahul și Comrat telefonează pe apropiații mei și le spun să nu mă susțină, să nu mă ajute, căci eu sunt bolnavă mental și eu se convingă de asta. A sunat cu mătri fini și le-a spus că nici măcar like-uri să nu-mi pună pe rețele de socializare, că eu primesc milioane și mă hrănesc din asta. Și sincer, mi-a fost straniu să aud așa ceva, chiar și dacă, se presupun că primesc milioane, s-ar fi bucurat că banii totuna e cheltuiesc pe copiii noștri, nu cumpăr băutură și țigări sau haine de branduri. La fel,
Îmi amintesc când a plecat iarna trecută de în casă și am început procedura asta de a ne separa cumva. Eram decisă că divorțez și mă distanțez de fostul soț. Soacra mea l-a invitat la shopping și i-a cumpărat haine de brand din cap până în picioare. La fel s-a repetat procedura și în toamna acestui an, când el a plecat din casă. Întâlnirile noastre am observat și eu și copiii îmi spuneau, mama, el totul este îmbrăcat în haine de brand. Cred că trebuie să-l numesc aici, că copiii nu prea cunosc lucrurile, dar deja este care merg la școală, mai văd la copii, mai aud ce se vorbește. Și era un brand din cap până în picioare, adică ghetele, costumul, geaca și fesul, geanta, totul era de același brand. Și mă uimește reacția asta a doamnei. În moment ce casa arde, baba se piaptănă, sau cum se spune la noi în popor, mi se pare straniu. Dacă încearcă să-i vindece rănile sufletului prin a-i cumpăra haine, nu cred că o să reușească. După monolog am fost telefonată de o doamnă de la biserică, nu o cunoșteam personal, ea mă cunoștea vizual și știa că avem mulți copii, cumva simpatiza familia noastră și mi-a relatat că ea și întreaga comunitate, cumva ea venea cu un mesaj din partea comunității, vor să mă ajute, au spus că îl vor pune la zid pe Andrei, vor explica că nu este corect în acțiunile sale și mi-au promis că atât financiar cât și din toate punctele de vedere o să-mi acorde tot sprijinul și ajutorul. Mă ruga foarte insistent să nu părăsesc biserica, să continui să merg acolo cu copilașii, ce am și făcut în următoarele duminici. Deși acolo venea și fostul soț, îmi era dureros să ascult că el își în ograda bisericii mă insulta, vorbea cu mine urât și în momentul în care s-apropia cineva, înceta. Sau în momentul în care scoteam telefonul din buzunar doar să mă uit cât e ora, el credea că eu vreau să-l filmez, să-l înregistrez și el înceta. Adică cumva prinsese în momentul ăsta și mă apăram prin a-mi scoate telefonul din buzunar când el se apropie. Dar la un moment dat a avut loc o discuție cu comunitatea, eram și eu și el acolo. Ei partea mea de adevăr o știau din monolog, au încercat să-i pui lui întrebări. A reușit la un moment dat să o întoarcă pe victimă. Am spus că eu am apelat la multe organizații care îl vor lipsi de drepturi părintești. Și începând să se victimizeze în sensul ăsta că el nu o să aibă acces la copii și că el o să suferi și el deja suferi și că eu îi provoc tot acest rău intenționat și deci am întors-o pe victima și am văzut că o parte din creștini cumva l-au susținut și mă rugau pe mine ca eu să nu-i fac lui rău, adică s-au întors lucrurile tocmai în direcția opusă. El reușește să întoarcă acele ceasornicul spre mine, să arăte vinovatul. Părerile s-au împărțit, deci s-au format două tabere. O parte din oameni îmi spun că mă înțeleg, înțeleg și faptul că mi-este foarte greu și desigur că mă susțin. La fel am primit și ajutor prin produse și financiar s-au apropiat acești oameni și m-au sprijinit. Cealaltă tabără, inclusiv doamna care mă telefonase și să mă asigure că tot o să fie bine, nu mai plânge, nu ești singură, noi o să te sprijinim și am plâns împreună cu ea atunci și mă gândeam că gata, salvarea este aproape, colacul de salvare e lângă mine. Uite că doamna a început public în grupul de Viber al comunității să trimită niște, după mesajele pe care le lăsa fostul meu soț acolo cu învinuirea asupra mea, dumneavoastră a început să trimită pilde în care
se spunea că în spatele unui om de succes, unui bărbat de succes, stă o femeie care știe cum să-l sprijine, să-l ajute, să-l formeze și tot așa, diferite pilde de acest gen. Eu am încercat să nu atrag atenția, dar la un moment dat am văzut că sunt public, adică învinuită de faptul că eu cumva nu am făcut ce trebuia în căsnicia asta. Am lăsat un mesaj și am spus că am tot dreptul să renunț la o căsnicie care a ieșuat și eu și bunul Dumnezeu știe cel mai bine ce am făcut și ce nu am făcut în căsnicia asta. Dumnezeu m-a și telefonat și a lăsat și acolo un feedback urât, mi-a zis că eu îl abandonez pe soțul meu din cauza că el nu este un om de succes. Am plâns mult, m-a marcat mult reacția asta a doamnei și după asta am părăsit grupul Viber și am zis că o să încerc să merg la o altă biserică pentru a mă liniști și pentru a încerca să merg mai departe, necătând la învinuirile care mi sunt aduse. Vreau să comunic oamenilor relația mea cu Biserica Ortodoxă. De mic copil, mama m-a adus în biserică. Ea era o susținătoare fidelă a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Cine o cunoaște, a cunoscut-o, poate să confirme. La fel, în orașul Cahul, unde am locuit, a fost o tentativă de a trece biserica catedrala din centrul orașului la Metropolia Basarabiei. Mama mea și mulți creștini au împiedicat acest eveniment. Au stat la zidul bisericii 3 zile și 3 nopți, nemâncați, în frig. Era toamnă târzie. Știu că mă suna intens atunci și spunea că asistă la un asemenea act și era foarte stresată, mă ruga niciodată să nu părăsesc credința, biserica, deci mama a fost o luptătoare. Astea erau convingerile ei și eu la fel nu vreau să șterbesc imaginea bisericii și știu că Biserica lui Hristos nu poate fi pângărită de persoanele care se consideră membre, dar de fapt nu o reprezintă, pot să spun așa. O să mă mai întorc la această istorie cu biserica, catedrala din Cahul. Pot spune că mama, dacă nu se afla acolo, ea și mulți creștini care au apărat catedrala, nu era să slujească la ziua de azi în acest locaj de cult, episcopul Anatolie de Cahul și Comrat. Sunt ferm convinsă că este și meritul ei și sunt aici doar pentru a mă apăra, nu pentru a murdări biserica. O să mai adaug că m-a uimit reacția episcopului Anatolie la situația din familia mea. Am simțit mereu că sunt parte din familia mare a Bisericii Ortodoxe din Moldova, deși n-am urmărit acest scop, dar aflându-mă la multe evenimente, mese și manifestări din cadrul acestei biserici, am fost martoră la mai multe lucruri care fie mi-au plăcut, fie mi-au displăcut, dar asta e realitatea. Din iarna trecută, când eu am decis, eram hotărâtă pentru prima oară să rup relația cu fostul meu soț, au început sunete și presiuni din partea multor membri ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, de la preoți, ierarhi, secretari, care spuneau cu glas tare că eu trebuie să mă opresc din acțiunile mele, că eu îl distrug pe fostul meu soț.
O să comentez ce făceam atunci când el se comporta agresiv, chemam poliția și am cerut ordonanță de protecție. Asta era tot ce am putut eu să fac o femeie fără influență, fără legături cu persoane influente. Deci mă apăram cum puteam eu și în primul rând îmi apăram copiii. Erau toți năpustiți asupra mea, deși erau, mă sunau oameni care nici măcar nu-i cunoșteam. Sau își permiteau să sune persoane loiale mie, cu mătri, prieteni, și să le spună aceleași lucruri. Sau, mai rău decât atât, să spună iarăși că eu sunt nebună și am probleme și devieri mentale. Mi se pare strigător la cer acest lucru. La fel spuneau că eu nu mai pot de bine și mănânc icri roșii și negri cu lingură de aur. Nu le venea să creadă că o familie atât de apropiată episcopului Anatolie are zile în care nu are ce spună copiilor pe masă sau nu are hăinuțele necesare pentru copii, medicamente și așa mai departe. O să descriu relația fostul meu soț cu episcopul Anatolie. De când am intrat în familie, am aflat că el este ca un tată. E citatul, îi aparține. Spune că mi-a fost mereu ca un tată. Mama fostului soț este femeia de serviciu, dar pot spune că și locuiesc împreună și își petrec vacanțele, timpul împreună. Nu o să dau note la această relație, e absolut treaba lor, dar apar multe întrebări și în comentarii, lumea întreabă, mă abordează în stradă și pe parcursul anilor tot am fost mereu întrebată de persoane ce relație ar avea ei doi. Mă refer la episcopul și mama fostului meu soț. Am încercat să nu judec. Mereu am zis că e treaba lor, mă țin departe de că nu mă privește pe mine, ce fac ei și dar odată ce aceste persoane mă atacă direct și îmi spun direct în față că eu sunt greșită în relația mea cu soțul, că starea lui de acum este datorată mie, că el e dezechilibrat emoțional sau stările care el le trăiește, dar sunt neglijate stările pe care le-am trăit eu ani la rând și pe care continuu să le trăiesc intens, fiind deranjată de așa zis fiul său. Mă doare acest fapt, mai ales că sunt la mijloc 5 copilași care suferă din cauza neînțelegerilor apărute dintre noi doi și mai cu seamă că sunt implicate așa persoane influente. Copiii mei acestui domn îi spuneau bunel la indicațiile soțului meu. Ele chiar îl percepeau ca pe un bunel, neavând un bunel în apropiere, că unul e plecat, altul e mai ocupat, mă rog, și ne vedem mai rar, ele, ca copii, se atașează dacă tu le spui că, iată, omul ăsta e apropiat. Nu spun, a avut o abordare caldă față de copiii mei, dar nu am împărțit aceleași idei cu aceste persoane. Deci eu vreau să mă distanțez pentru că nu mă reprezintă această comunitate pe mine ca persoană. Mereu am simțit asta, dar am încercat să păstrez o neutralitate și să nu mă implic în viața lor. Atâta timp cât ei nu s-au implicat în problemele noastre. Anterior am vorbit valat despre cei care îl susțin din spate, pe soțul meu, membri ai bisericii, acum o spun pe față, și vreau să descriu cum avea loc rezolvarea problemelor în cadrul acestei familii. Deseori auzeam cum fostul soț îi cerea episcopului să dea sunete și să rezolve cu ce ține din înaintarea lui în serviciu. Și tot deseori auzeam refuzuri
că nu vroia să se implice, dar presupun că pur și simplu spunea asta ca, pentru că eram eu martură la acele discuții. Episcopul Anatolie nu a avut încredere în mine, presupun, pentru că el cunoștea foarte bine familia mea, mă refer la mama, care a fost o luptătoare pentru credință și era, avea niște principii ferme și era foarte devotată bisericii și cumva se temea că toate aceste lucruri pot să mă facă să vorbesc despre asta deschis sau să divulg lucrurile care se întâmplă în interior. Eu mult timp n-am fost să zic așa binevenită în unele companii ale lor și la unele serbări, dar cu timpul, văzând că eu sunt retrasă, nu bag nasul, să zic așa, în treburile lor, au încetat să se mai teamă de mine. O să descriu și o istorie mai veche care a avut loc un an în urmă, tot legată de o personalitate din Biserica Ortodoxă din Moldova, mă refer la episcopul Ioan, care a venit într-o vizită la episcopul Anatolie și din cuvintele soțului meu am înțeles că vrea să mă cunoască pe mine, pentru că cu soțul meu se cunoștea de mai mult timp și când am sosit la această întâlnire, mi s-a făcut cadou un parfum, o geantă scumpă, copiilor le s-au dat dulciuri, bani, am fost recunoscătoare, ne-am așezat la masă, m-am uimit de pietatea pe care o manifesta față de episcopul Anatolie, acest episcop, l-am cunoscut din prima, adică mi s-a părut o persoană ideală, vorbea frumos, se închina și bătea metanii în fața lui, îi arăta respect, pentru că anterior episcopul a stat în spital, i-a fost internat și această vizită era una prietenească după susirea lui din acea instituție. S-a discutat că sunt ambii la regim și nu se consume băuturi alcoolice, după care s-au decis totuși ușurel să servească ceva. Am observat că în timpul acestei mese episcopul Ioan era foarte deranjat, mișca mereu telefonul spre băiatul care îl însoțea și îi spunea să ai grijă de mine, să ai grijă de mine, să ai grijă de telefonul meu, să nu-mi dai voie să sun. Și mi s-a părut stranie cuvintele astea și reacția asta lui, dar cumva nimic nu dădea de bănuit că o să se întâmple ceva urât în continuare. Și după mai multe pahare am observat că îi se schimbă comportamentul. Începuse să vorbească agresiv, să numească cu cuvinte necenzurate. S-a adresat și episcopului, îl trimitea în amătii și apoi s-a întors la mine și a început să-mi pun întrebări. De ce nu-ți respecti soțul? Adică avea o față tulbure, total diferit de persoana cu care m-am cunoscut acum 20 de minute în urmă, să zic așa. Eu auzisem de la unele persoane din sudul Moldovei că la unele mese se discută despre familia noastră și că episcopul Anatolie spune că eu sunt cea care dețin controlul în familia noastră, că am pus, îl țin sub papuc pe soțul meu, că i-am născut copii și nu mă opresc de născut, ca o iepuraică nasc și deci cuvinte care mai nu-mi venea să cred, dar sursa era foarte sigură.
și că nu sunt o soție înțelegătoare pentru soțul meu. Și când au fost adresate întrebările astea a episcopului Ioan, înțelegeam că dumnealui deja nu-și mai poate ține informațiile pe care le aude, adică nu le mai controlează la starea de, pe care o avea atunci. Și am avut gândul doar că trebuie să părăsesc acel loc. Fetițele mele erau în camera vecină, priveau televizorul. Încetişor m-am ridicat de la masă, am căutat momentul potrivit, toată lumea tot se ridicase și discutau între ei. La un moment dat s-a apropiat de mine episcopul Ioan. Eu i-am spus că vreau să plec. Dumnealui s-a apropiat să mă sărute și eu, mecanic, am întins obrazul, zic că, mă rog, poate așa o îmbrățișare de plecare sau adică cumva la starea lui îmi părie stranie această acțiune, dar zic, mă rog, fie. Și în acel moment dumnealui insistent se întindea să mă sărute pe buze. Tot acest tablou l-a urmărit episcopul Anatolie și fostul meu soț și nu au avut nicio reacție ca să mă cumva să-l roage să înceteze sau să mă apere pe mine. În timp ce făcea asta, dumnealui repeta cuvintele debilo, 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 deci de multe ori acest cuvânt și mă trimitea în amătii, așa spunea. Pentru mine era comportamentul lui absolut lipsit de logică, nu înțelegeam de ce i-am trezit așa furie și cum omul de acum jumătate de oră s-a transformat într-un, mai ales la statutul pe care îl are și funcția lui, mi s-a părut absurd această situație. Niciodată nu am crezut că o să vorbesc despre asta. Este un pur adevăr că cazul ăsta nu este unic. Au fost și se întâmplă multe evenimente în culise despre care noi nici măcar nu ne dăm seama când suntem de partea cealaltă. Sunt absolut sinceră, sunt nevoită să vorbesc pentru că aceste persoane nu mă lasă în pace. Continuu să mă preseze, să mă fac pe mine nebună. Măi, oameni buni, voi trăiți cum trăiți, lăsați-mă în pace. Tot de la oamenii bisericii am primit mesajul deseori să-l iert, să rabd. De ce am mers la emisiune? Că trebuia totul să rămână, că nu se scoate gunoiul din casă. Deci simt că nu am fost înțeleasă. Trăim în secolul 21, dar este frica asta de părerea oamenilor, de ce o să zică satul sau ce mi se pare absurd. De ce să suferi atâta lume? Eu și 5 copii și cred, nu cred că și el era fericit în căsnicia asta. E o relație abuzivă, toxică, e multă ură, neîncredere, frică, manipulare. Pot spune că persoana se hrănește din emoțiile mele, din reacțiile mele. Este scopul și tentativa de a mă duce la nebunie, de a mă scoate din minți. În septembrie susținea și în octombrie că vrea să divorțeze. Chema poliția el că eu nu-i permit să intre în casă, nu-i permit accesul la copii, ceea ce este absolut greșit. Îl împiedicam atunci când vedeam că este agresiv. Îl rugam să respecte regimul de somn al copiilor, regimul de viață, că ei sunt 5, eu sunt una. Cea mică doarme de câteva ori pe zi și sunetele obraznici de multe ori la ușă o trezeau, uneori era băgată la somn de 3 ori la rând, adică era un chin
că suna în continuu la ușă și mai și venea cu poliția. Veneau domnii polițiști, vedeau că copilul e somnoros, plângăcios și îl rugau să se îndepărteze. Deși de către sectoristul domnul Alexandru Baiu, toate aceste acte sunt percepute ca o ilegalitate din partea mea. Mai rău decât atât, sunt chemată în judecată pentru că nu-i permit soțului meu accesul în casă și nu-i permit să se vadă cu copiii. Și risc să fiu sancționată contravențional. Dar, repet, este o minciună. Dumnealui continuă să vină, cu excepția celor 15 zile de ordonanță de protecție, care a fost emisă în octombrie. Și mai are perioade de câte 5 zile, 3 zile. A avut și 2 săptămâni în care ne lăsa în pace și nici măcar nu telefona, nu se interesa de copii, dar era un răgaz pentru noi de a ne reface, adică nu am nicio obiecție la el. Înțeleg că în situația asta de conflict e cel mai bine să păstrăm o distanță și să încercăm să ne liniștim, să găsim acele soluții pentru ca să fie la toată lumea bine. Culmea e că cum lucrează la noi poliția, o mamă nu este apărată de un agresor, de un tată agresiv. Sunt mereu întrebată, v-a bătut? V-a înjurat? Păi asta nu e act de violență. Mereu am dorința asta de a veni cu ghidul de violență domestică la dumnealor și să le arăt adevărul pur că așa cum Doamne ferește un om periculos poate să iasă cu o armă și să rănească pe cineva, la fel este periculos, poate în diferită măsură, dar când este rănit, omul sufletește și continuu este abuzat verbal, psihologic, financiar, religios și din mai multe puncte de vedere. Este adevărul dur că nu se iau măsuri, nici măcar verbal el nu a fost avertizat să se lase de comportamentele sale deviante, le consider. Am impresia că se așteaptă să se întâmple o nenorocire, să mă omoare sau să-mi fac ceva, să arunce cu ceva în mine și să mă vătămeze pe mine sau, Doamne ferește, pe apropiații mei. Și poate atunci, dar nu sunt sigur că o să ia măsuri cu acest individ. Am înțeles că salvarea nu vine din soluția, nu-mi rezolvă problema faptul că chem 112, din păcate. Din contra, în repetate rânduri am fost rugată să nu-i mai deranjez, strigau la mine și spuneau că nu am dreptate, că deci chem poliția, că lucrurile astea se rezolvă altfel. Fie unii mă trimiteau la ordonanța de protecție, dar iarăși în baza acelorași rapoarte pe care le trimite polițistul de sector, precum că nu există acte de violență în familia noastră, eu nu pot să capăt nici acea ordonanță de protecție. Deci cercul este închis. La fel am întâmpinat obstacole și în alte instanțe. Unde te duci, de parcă toată lumea spune că ai avea dreptul, că ai dreptul la existență în liniște, dar mi s-a creat impresia că oamenii care se află în afara legii au mai multe drepturi ca noi. Cunoscând istoria noastră, mulți mă întreabă dacă am divorțat și de ce nu am divorțat. Am făcut toate acțiunile necesare pentru a da la divorț și pentru ca să meargă lucrurile în direcția asta, dar nu se întâmplă. Am găsit avocat, am depus cererea de desfacere a căsătoriei în
data din 9 octombrie și până la ziua de azi nu este stabilită nici măcar prima ședință, data primei ședințe legate de divorț. Sunt revoltată. Aici lucrurile degenerează tot mai mult și mai mult. Sunt urmărită la propriu, în curtea grădiniței am fost urmărită de el, face ocolul grădiniței să mă urmeze. Eu am încercat să mă ascund, chiar am intrat și într-un bloc al grădiniței în moment ce el nu mă vedea, dar el a înconjurat grădinița, a căutat să mă găsească și eu ieșind cu gândul că el a plecat, îl întâlnesc și o doamnă absolut o trecătoare, văzând toată goana asta lui după mine, îmi striga, fugiți, fugiți că el vine din urmă. Deci nu înțeleg acțiunile lui, îmi este frică la propriu, pentru că are comportamente diferite, uneori e parcă încearcă să fie pașnic, dar oricum sunt eu agresivitate la el, dar în mare parte se aprinde numai când mă vede pe mine, pe apropiații mei, este ura lui îndreptată asupra doamnei care vă spuneam ajut copiii, asupra surorii mele, cumnatului meu, un părinte care mă sprijinește și mă sfătuiește, așa l-am de mulți ani în ca prieten, inclusiv soții acestuia, sunt toți amenințați cu mesaje, prin mesaje, la telefon, că o să aibă de-a face cu el, că el o să-i creeze probleme acestui preot la nivel de metropolie. La fel a fost chiar și la mănăstirea unde slujește dumnealui și l-a batjocorit public în timpul slujbei în locaș. A fost rugat să iasă chiar cu rugămintea, dar când au văzut că el nu se controlează, se dorea chiar și chemarea poliției și până la urmă el a părăsit locul, asta mi-au spus martorii. Față de acest om nu mai simt nimic, vreau din tot sufletul să divorțez, nu am nicio tangență cu el, din păcate este legătura asta care oricum o să trebuiască să fie pentru a ne înțelege în privința copilașilor, dar dumnealui deschis mi-a spus că o să tărăgănez maximal posibil cu avocatul său. Are un avocat care costă foarte scump, din câte am aflat, și au cerut prin referința pe care au trimis-o la în instanță, au cerut 6 luni de împăcare. Despre ce împăcare este vorba, oameni buni? Noi avem un an de când suntem în conflict. Da, a fost o împăcare iarna trecută, a fost o încercare de a salva familia asta, a ieșuat, lucrurile stau și mai prost și din ce merge tot mai rău și mai rău. Nu mai am deja forță să lupt cu toată prostia asta, cu sistemul, pentru că simt cum este susținut de toți și mă refer la poliție. Am depus și o cerere la procuratură în care relatez situația cu polițistul de sector și abuzurile pe care le face soțul meu. Nu am primit încă niciun răspuns. Sunt în așteptare. La fel au fost depuse mărturii de către martorii acestor abuzuri și nu se ia nicio măsură. În octombrie am primit o ordonanță de protecție pentru 15 zile pentru mine, nu și pentru copii, ceea ce tot mi se pare straniu, deși instanța a știut că copiii se află cu mine și nu văd posibil dacă el trebuie să afle la sute de metri de mine și este interzis să vadă cu mine, cum eu care împart același domiciliu cu copiii pot să îi fac lui posibil întâlnirea cu copiii. Deci, iarăși, absurd. După asta am cerut prelungirea
prelungire a ordonanței de protecție, am depus actele și am cererea și am aflat că dumnealui este plecat în Muntele Athos. Deci a fost iarăși o teroare să participă în procesele astea de judecată. Acolo se întâmplă lucruri foarte urâte. Avocatul, fostul meu soț, inclusiv soțul când participă, spun foarte multe lucruri neadevărate despre mine. Se învârt pe loc în întrebările de ce eu spun că el nu-mi dă bani când toate cardurile sunt la mine, de ce eu nu-l primesc în casă, de ce se întoarce totul în a mă învârte pe loc, așa că eu aș fi abuzivă, că eu i-am luat sursele financiare, că el nu are unde locui, că eu sunt abuzatoare și fac abuz de legea violența în familie, așa îi spun direct. Dar, de fapt, vă mărturisesc așa cum este, nici acum nu știu suma exactă pe care o primește al cincilea copil al meu. Indemnizația, repet, a fost luată de către fostul meu soț, de la el, de la serviciu. Mi s-a spus de suma de 10.000 de lei în luna mai-iunie, nu mi-amintesc exact, când a început să primească și zicea că totul se duce pe credite, pe datorii. La fel, la 30 de săptămâni, când am plecat în concediu, adică cumva el a primit, da, banii ăștia de la serviciu pentru concediu ăsta maternal, toată suma a adus-o și a plătit pentru prima rată la leasing, că a luat mașină în leasing. Eu n-am cumpărat o păturică, un scutec din banii aceștia. El susținea că este o mașină mai încăpătoare și o ia pentru familie și o să ne fie de folos. Atunci să spun că l-am crezut, am făcut efort să-l cred, că speram la o împăcare și că el a conștientizat că a greșit și că se va schimba, dar oricum mereu ni s-a băgat în cap de către dumnealui chestia asta, că-s banii lui, s-a muncit de el și vă spun sincer, în luna noiembrie am ridicat de la cardul, că mi-a fost oferit cardul în luna noiembrie, cardul de indemnizație de către el. Și când am ridicat Dorin 13.000 de lei de la card, m-am simțit vinovată. Repet, eu nu am avut acces la toți banii copiilor. Nu că la toți, dar deloc nu am avut acces. Mie mi se dădea atâta cât considera dumnealui de cuvință. Din luna septembrie la mine era un card salarial mai vechi al fostului meu soț, care este magnetizat, presupun intenționat, și care nu putea fi folosit, introdus în bancomat, că mi-arăta eroare, nu puteam să scot banii cash când aveam nevoie. El mi-a virat la acel card 5.000 de lei în luna septembrie. În luna octombrie a virat 7.000 de lei, dintre care a ridicat el singur 2.000 de lei. El are aplicațiile instalate în telefon, fiind lucrător bancar, se pricepe și virează banii de pe un card pe altul, se folosește cum consideră el de cuvință. Când l-am anunțat că nu erau la card 7.000 de lei așa cum el a promis că o să lase copiilor, vă dați seama că dacă el e magnetizat, eu nici nu pot să verific care e starea contului. Eu pur și simplu mă duc și când pun la... mi-arată că nu sunt surse financiare. L-am anunțat, zic că eu am păstrat toate bonurile, am făcut un calcul și zic că am cheltuit doar 5.000 de lei, dar cumpăr alimente la copii, că nu fac altceva cu banii ăștia. Și el mi-a spus că și-a cumpărat de încălțat din acei 2.000 de lei care mai erau pe card și
Ulterior mi-a întors Cash, dar se joacă cu noi. Jocul este de pisica și șoarecele și faptul că mi-arată că el controlează situația și stăpân pe, inclusiv pe bani, pe viața mea, pe telefonul meu vrea să fie și tot așa. În luna noiembrie, la jumătatea lunii, expira deja cardul despre care am mai vorbit și l-am întrebat dacă o să-mi dea bani pentru copii din indemnizație și el mi-a întins cardul de indemnizație. Era față de copii, copiii au fost martori la acest eveniment, când l-am introdus în bancomat, acolo erau 7.000 de lei, deci el a lăsat atât cât a considerat de cuviință. În luna decembrie am ridicat de pe card, la data când trebuia să vină indemnizația, am ridicat de pe card 13.000 și ceva de lei. I-am ridicat pe toți pentru că știu că pot să am surpriză, că am lăsat odată 200 de lei la cardul anterior și pe ceia i-a ridicat, adică că el când are nevoie ia fără ca să mă anunțe, adică nu văd o problemă dacă între chiar și foști doi soți sunt așa momente că nu am eu bani și te anunț pe tine sau, adică nu cred că asta e o problemă, doar că scuzați, consider că este normal să fiu anunțată, dar aici regulile nu sunt valabile, cu el niciun fel de reguli nu sunt valabile. Repet, am dețin deja cardul de el la mine, cardul de indemnizație, am ridicat acei bani și am simțit un sentiment de vinovăție. Atât de adânc mi-a băgat chestia asta că-s banii lui, că el îi câștigă și el muncește și că eu nu fac nimic și m-a demoralizat atât că eu deja când am ridicat banii ceia, desigur că cu scopul ca să în continuare să-mi îngrijesc copiii și să le dau tot ce este necesar, am simțit că sunt vinovată de ceva. E ceva, un sentiment inexplicabil pentru mine. După monolog am fost abordată de persoane din diaspora, români, moldoveni de noștri, basarabeni, care m-au ajutat, au trimis dulciuri, colete pentru copiii mei, au trimis scăunel de hrănit pentru fetița mai mică. Mă întrebau direct de ce am nevoie, de ce aș avea nevoie eu sau copiii ca să mă sprijine, am simțit dragostea și grija unor oameni absolut străini pentru mine care au fost impresionați de istoria noastră, mea și a copilașilor și care nu sunt indiferenți și ne-au întins o mână de ajutor. La fel am fost atenționată că dacă mă întorc înapoi la fostul soț, deci erau persoane care au studii în psihologie, în sociologie. Mi-au spus că studiindu-i profilul de pe Instagram, de pe Facebook a lui și a unor apropiați de a lui, mă asigură că o să fie foarte rău cu mine, că se poate termina tragic istoria mea. Pentru că, într-adevăr, ei cu ochiul liber au văzut că nu e bine nici el ca persoană și nici acțiunile lui îndreptate împotriva mea și a copilașilor nu sunt normale, nu sunt adecvate. Sursa mea sigură de existență la moment este alocația română, este pe numele meu cardul, aici nu sunt probleme. Dar psihologic am fost presată în toată această perioadă să-i dau banii ăștia, ca să achite leasing-ul. Susținea fostul meu soț că noi am avut oarecare înțelegere, că el dacă ia mașina, eu o să-i ofer acești bani din alocație pentru ca să achite leasing-ul. Credea el că mă amenință cu faptul că vinde mașina, pe mine asta nu mă sperie, pentru că eu sunt obișnuită că
Până acum tot am folosit transport în comun și la necesitate, în cazuri așa extreme, un taxi sau, mă rog, pot să rog o persoană apropiată dacă este o necesitate urgentă, dar dumnealui spune rudilor sale că mașina care a fost procurată este un cadou mie și că eu sunt posesoarea mașinii și că eu vreau, am vrut mașină, dar acum vreau casă. Iată, eu sunt învinuită de așa ceva. Când aud unele persoane din loiale mie, mi spun că este ceva normal, Renata, să vrei o casă și o mașină pentru familia ta. Nu e ceva ieșit din comun. Chiar țin minte niște fete de la biserică, i-au spus fostul meu soț că Renata are niște cerințe foarte mici, adică nu-ți cere ceva imposibil. Dar uitați-vă că pentru rudele soțului meu, faptul că eu ca și cum aș vrea o mașină sau o casă, este ceva și din comun. Mi-au trimis mesaje audio, scris, verișori de fostul meu soț, unde mă acuză de faptul că eu am trăit în lux, că de bine nu mai știu și nu mai pot și chiar și amenințată că să mă calmez, să mă liniștesc, să nu mai fac publică toată istoria asta dintre noi doi. Numită și capră și că am desfăcut picioarele și că din cauza la așa femei ca mine se strică lumea și urmează de văzut din ce cauză se strică lumea. Repet, eu am ajuns să am 5 copii cu fostul meu soț pentru că el mi-a interzis contracepția. Dar o să subliniez faptul că eu copiii mei iubesc și mi-asum răspunderea pentru ei și o să fiu maximal posibil o mamă bună pentru ei până la sfârșit. El spunea că nu vrea să-și verse sămânța și tot felul de idei de astea că Dumnezeu ne vrea cu copii, că suntem o familie binecuvântată de Dumnezeu, că am fost binecuvântați și de patriar și toate argumentele astea lui religioase. Acum înțeleg că le-au folosit pentru a mă convinge și a mă ține strâns legată de casă, supus, smerit, umilă și astfel eram mai vulnerabilă și mai ușor de manipulat și de atins scopurile lui. Fostul meu soț a crezut că eu sunt proprietatea lui, că e în drept să controlez toate, chiar și gândurile mele. Mi era interzis să spun ce gândesc, să fac ce consider de cuvință și prin el a crezut că toată viața o să reușească să mă țin așa strânsă la zid, dar la început eu percepeam controlul ăsta ca o grijă din partea lui și n-am înțeles exact mesajul, că de fapt el iubește, în ghilimele să spun așa, iubește, că dragostea nu poate să fie una așa egocentrică, să zic așa, că doi iubiți trebuie să simtă ambii bine împreună. Nu poate să fie unul e bine și altul suferi. Eu m-am simțit în toți acești ani în suferință. La început călcam peste mine că dacă o să prindă la studii, curaj, minte, că lasă că cu vârsta, cu ani, cumva îi găseam mereu scuze în mintea mea, dar și el a jucat roluri. El nu a fost mereu unul agresiv, deci erau perioade. În rusă se spune cacele, așa, care te ridică foarte sus în cer cu emoții plăcute și putea să-mi facă daruri, putea să-mi spună cuvinte pe care eu vreau să le aud și amând dau seama că el nu gândea așa, pentru că el când se înfuria și când devenea agresiv, îmi spunea opusul acestor lucruri și
Am înțeles că se joacă cu mine, îi convine să fiu supusă, dar la un moment dat își arată cea de-a doua față a lui și știe sigur că eu să-l iert, acum nu-i vine să creadă că eu am depus cererea la divorț, că eu fac toate acțiunile astea pentru a mă îndepărta de el, consideră că sunt influențată de cineva, cel puțin așa spune, învinuiește pe toți de-a rândul că s-au implicat. O să spun ferm, este dorința mea, nu mai vreau să trăiesc cu tine, sunt mai mult decât hotărâtă și se face un an de când eu am spus nu violenței în viața mea. Din cauza reacției poliției, la ziua de azi eu nu pot să primesc o ordonanță de protecție pentru mine și copii, pentru că toate rapoartele, vă spuneam, arată că spun că nu există violență, nu există pericol pentru mine și copilaș. Și în judecată, când am mers cu cererea de a prelungi ordonanța de protecție din octombrie, am fost șocată de comportamentul doamnei judecătoare, doamna Daria Sușchevici. E revoltător, a încercat să pună presiuni pe mine ca să mă împac cu fostul meu soț, îmi punea întrebări una după alta despre ce am făcut eu pentru ca să salvez căsnicia asta. Deci era cu totul îndreptat în altă direcție. Nu ca să mă apere, dar ca să mă facă să mai tărăgănesc, să rabd și să mă întorc în acel trecut groaznic care, vă spun sincer, îl visez noapte de noapte. Am coșmarul ăsta că el revine și că eu am sentimentul ăsta că nu pot să fug și să mă ascund nicăieri de el. Și mă trezesc cu transpirație rece, așa, și foarte speriată. Doamna Daria i-a zis soțului meu să vină cu un buchet de flori acasă la mine și pe mine tot mă prelucra în direcția asta, că eu trebuie să găsesc o soluție de a-l măguli cu ceva, de a-l ademeni, dădea sfaturi cum trebuie să mă comport, la fel și despre relația mea cu fosta soacră. Eu am venit acolo pentru a cere ajutor, pentru a mă distanța, pentru a mă reface, eu am nevoie de răgaz, eu de 3 luni de zile acum sunt într-un maraton continuu, eu fug și simt că nu văd capătul tunelului, sunt extenuată, obosită, înfricoșată, în vizitele lui el face des încercări de a mă atinge. No. Eu fug și nu dau de capăt, dar iată în situația dată, doamna judecătoare a considerat relevant să-mi dea sfaturi și să mă împace cu fostul meu soț. Ceea ce mi se pare absurd și sunt foarte revoltată că nu a luat în considerație nici evaluarea psihologică, nici starea mea, care este evident emoțională, e la limită și i-am descris toate abuzurile dumneiei, mi-a spus că ea poate scrie așa rapoarte în fiecare zi și psihologii în loc să scrie despre starea mea trebuie să caute soluții ca să mă împace cu fostul meu soț. Deci pe mulți îi umilește faptul că avem 5 copilași și cum o să trăiască obiei ăștia fără tată sau într-o familie incompletă. Dar nu îi sperie faptul că acești copilași sunt martori la abuzurile care au loc sistematic și ei sunt mai tare, mai rău traumați de ceea ce face tatăl lor. Acum vreau să povestesc despre niște lucruri foarte grave care se întâmplă. În vizitele fostului meu soț, el încearcă să mă atingă. Atingerile este o tentă sexuală, se dă la mine, mă atinge
pe corp, sâni, picioare, spate, fund și așa mai departe, insistă să întrețin cu el relații sexuale la toate atingerile astea. Poate să fie prezent și unul din copii sau să fie cu copilul în brațe, ceea ce mi se pare inadmisibil. În două seri din aceste trei luni, el a rămas să doarmă în apartamentul în care locuiesc cu copiii, sub pretext că e oră târzie și nu mai vrea să plece. Eu, desigur că nu am niciun pârghie, niciun temei să-l alung afară și orice îi spun, el nu reacționează. Cu frică și rezerve m-am conformat situației și în momentul în care toată lumea dormea, eu am mers la baie și a fost forțată ușa și el a intrat peste mine acolo, eu fiind goală în cadă. Nu am cuvinte să descriu. Eu m-am decis de mult că nu vreau să locuiesc cu acest om, nu vreau să-l am ca partener de viață. Mă opun, m-am ghemuit și nu știam cum să reacționez. Orice îi spuneam, el nu făcea nicio... Nu mă aude, nu știu cum să descriu starea mea. Mă simt incapabilă să mă apăr. Copiii dorm în casă, să strige, îi sperie pe ei, el nu reacționează. Mă sperie faptul că el insistă, deși de fiecare dată îi se spune că eu nu vreau să am cu el ceva. Și de la insistențele lui ajung și la lacrimi. Am avut un caz că plângeam deja isteric. Nu mai simt nevoia să fiu... Nu că nevoie, dar mă simt deranjată că sunt atinsă. Eu unde mă duc, în orice parte a apartamentului, el întotdeauna merge după mine. Sub pretextul că vine la copii, intră în apartament și mă urmează oriunde. Dacă fac ceva la bucătărie, vine și stă la spatele meu și iar începe să mă atingă. Mă atinge o dată, de două, de trei ori și în toate cazurile astea eu îl resping, îl împing, îl rog. Deci mă obosește emoțional, fizic și mă simt că mi se știrbește... Nu ajunge la el dorința asta mea de a mă lăsa singură, pentru că între doi oameni momentele astea trebuie să fie reciproce. Nu poate cineva să insiste și mai este și chestia asta de manipulare, că eu aș fi vinovată că el se simte prost din cauza că el nu poate să aibă descărcarea asta fiziologică. Și nu mă mai atinge argumentul ăsta. Nu mă privește pe mine starea ta. Că te dor testiculele, cum spui. Că te frigi, că te... Mă scuzați de detalii, dar nu ești un copil mic care vrei la baie sau te-ai scăpat în pantaloni sau nu știu cum acolo. E vorba despre un om adult care trebuie să-și asume responsabilitatea și trebuie să înțeleagă că în familia noastră lucrurile au ajuns prea departe și, repet, eu nu te mai vreau ca partener de viață, ca soț. Nu-ți spun asta ca să te jignesc. Vrei, mă lași tu dacă crezi tu așa necesar. Așa am spus mereu. Hai, fii tu primul ca să nu te doară atât de tare, pentru că nu mai există între noi nicio șansă de împăcare. Te rog să înțelegi asta. Faptul că sunt atinsă contra voinței mele, îl văd ca un abuz sexual și că sunt constrânsă să îl primesc în casă, să continue toate acțiunile astea, mă aduce la disperare. Nu mai vreau, nu mai simt nimic, nu că nimic, simt deja că mă revoltă, mă... Din interior, totul strigă că e inamic, că nu pot să mă afl alături de el. Îmi cade totul din mâini, devin anxioasă și iritată și deși îl resping, nu mă aude, insistă până mă aduce la lacrimi, până nu mai
pot reda nici în cuvinte, nici pur și simplu părăsesc locul acela, mă duc, mă închid în altă cameră, el continuă, el vine, bate la ușă, deschide, iar să... E un chin continuu. Nu pot să descriu asta. Nu am unde să mă ascund el. După ce face lucrurile astea, devine agresiv, începe să strige, să urle, îmi spune că o să se ducă la alta să-i nască băieței. Foc la ghete, eu sunt doar pentru. Faci ce vrei cu viața ta, chiar te rog, focusați-ți atenția pe alte persoane. Eu nu mai văd niciun viitor alături de tine. Ce simt copiii mei în toată perioada asta? Frică, dezgust, cred că, de toată situația asta, pentru că ei sunt obosiți de cerți. Au fost petrecute la școală cu camera pornită, agitat, era striga, mă învinuia, iarăși eu nu eram prezentă, fetițele m-au telefonat de la școală și mi-au spus: mama, te rog frumos să nu ne lași singure cu el, că noi ne temem. Chiar aseară una din fetițe mi-a spus: mama, poți să mă conduci mâine la școală? Deși ele în ultima perioadă insistă să meargă singuri, fiind clasa 3-a, 4-a, deci simt așa că ele sunt mai maturi și au tendința asta să meargă singuri și se descurcă bine. Mă telefonează când traversează strada, adică sunt atente, dar când ieri s-a apropiat de mine una din fetițe și mi-a zis: mama, te rog frumos să mă însoțești la școală, am înțeles că are frică pentru siguranța ei. Se încearcă să denigreze imaginea mea de mamă, le influențează negativ în adresa mea, spune că eu distrug familia, că trebuie să ne rugăm la Maica Domnului ca să câștige adevărul, dreptatea, nu știu la ce se referă, unde este aici adevăr, când din partea lui sunt spuse doar minciuni. Știi ce își doresc copiii mei de la Moș Crăciun? Își doresc să avem pace și liniște. Doresc sănătate pentru mine și pentru ele. Doresc să nu mai fim deranjate la orice oră de sunete insistente, mesaje, de strigăte, de cerți și de tot ce se face în ultima perioadă, mai intens, deși și eu mă sunt incapabilă să le ofer asta. 2 ani la rând, copiii scriu în scrisorile dedicate lui Moș Crăciun că își doresc lucruri pe care ar fi normal să le aibă. În loc să ceară dulciuri, telefoane, ce își mai doresc, jucării copiii de obicei, ele vor pace în familie, vor liniște. Eu mă simt neputincioasă că nu pot să-mi ajut copiii, nu pot să le ofer liniștea și pacea mult dorită. Și am o adresare către autorități. Vă rog frumos, luați măsuri. Avem nevoie de protecție, am obosit să trăim în frică. Suntem la maxim epuizați și obosiți și eu și copiii. La fel, apropiații mei nu pot să ne viziteze, nu pot să petreacă timp cu verișoarele, fetițele. Ne temem pentru siguranța noastră. Se poate întâmpla o nenorocire. Nu am cuvinte. Ajutați-mă să divorțez de persoana aceasta. Așa cum are el drepturi, cum repetă la fiecare vizită, că el are dreptul să intre în apartamentul mamei sale, că el are dreptul la copii, tot așa și eu am dreptul să nu mai doresc o căsnicie cu un om abuziv. El mă amenință că o să fiu trasă la răspundere penală pentru violare de domiciliu, că apartamentul în care stăm în act este al soacrei, după cum știți, și că o să-mi ia copiii
cel mai rău că totul se face nu pentru că el le dorește bine copiilor sau că vrea să pună mâna pe proprietatea asta, care și așa ia mamei lui și nimeni deocamdată au deține ei toate actele. Pur și simplu iarăși este răutatea îndreptată asupra mea, ca pe mine să mă pună la zid, să mă impună prin acțiunile sale să îl rabd, să îl iert și să mă împac cu el. Mulți mă întreabă de ce nu plec de acolo, că este deja traumant pentru copii să afle în mediul ăsta. Eu nu plec de acolo pentru că nu găsesc o chirie, efectiv, cu 5 copii, cine mă ia cu chirie? Adică caut intens, dar încă nu am găsit nicio variantă posibilă de... Caut în continuare, fac tot ce pot. Apartamentul de sus, dacă mă mut acolo, el este coproprietar, el îți continuă să vină. Aici el este al mamei și vine când vrea, acolo el o să vină la fel. Eu nu am vrut să mut pe episcopul Anatolie din apartament, pentru că sunt acuzată și de acest fapt, că dumnealui a vrut să-și ducă bătrânețele acolo sus. Deci la el mergeam și îi spuneam durerea mea și rugam să iei o atitudine, pentru că nu aveam de ales, eram mereu deranjată de fostul soț aici la apartamentul de jos și dumnealui, fiind manipulat și informat de către soacra mea și fostul soț, insistă pe ideea că eu îl alung afară. Nu ăsta a fost scopul meu. Scopul meu este să trăiesc în liniște cu cei 5 copilași ai mei. Liniște aici eu nu o să am, din câte văd. Nu se ajunge la un dialog pașnic, nu se dorește un dialog, pentru că ei se consideră net superiori mie și mă consideră pe mine de un soi inferior și nu vor să meargă la dialog. Deși sunt mama acestor copilași, ei vor să dețină controlul absolut și pe copii, și pe banii care îi primesc ăștia din alocații, indemnizații, respectiv și pe locuințele de familie. Nu mi se pare normală chestia asta. Sunt și eu om, am dreptul să mă separ de fostul partener de viață, am dreptul la un trai liniștit, că nu am muncit. Se spune că nu am muncit, în căsnicia asta numai el a muncit și a adus bani. Până la concediu de îngrijire a copilului, am spus și în monologul anterior, eu am muncit 7 ani oficial, dar neoficial, de fapt, muncesc de la 14 ani. Am făcut studii și în timpul studiilor la colegiu aveam câte 3 servicii în unele perioade, Dorin. Deci nu sunt un om care mă eschivez de la muncă. La moment predau lecții de canto, am 2 elevi, vin de 4 ori pe săptămână și fac cât de puțin câștig pentru copilașii mei, atât cât pot, pentru că ele sunt 5 și după cum știți, cea mică are abia 9 luni, se învață să facă primii pași, este mă solicită, să zic așa, e mereu în erupții dentare, are ale ei necesități, acum trebuie să fiu mai aproape de ea ca niciodată și fiecare fetiță are nevoie de dragostea și atenția mea și eu nu pot să mă împart și la serviciu și acasă. Odată ce s-au dorit acești copii, el ar fi trebuit să-și asumi întreținerea lor. Odată ce ai luat un leasing, niște credite, trebuie să-ți asumi restituirea banilor și tot așa. Deci vorba este despre responsabilitate. Eu sunt gata acum să-mi cresc singură copiii. Nu am nevoie de nimic de la el. O să mă lupt până la capăt pentru copilașii mei să le asigur strictul necesar, doar să mă lase în pace. Celor de la Metropolia Moldovei, înalt preasfințite Vladimire, întâstătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, vă rog din suflet, ajutați-mă să pot scăpa de această presiune care este îndreptată asupra mea și a copilașilor prin sunetele și influența care se face din umbră. Știm bine, toate persoanele implicate îl admiră pe fostul meu soț, este strigător la cer să fie încurajată prostia,
și irresponsabilitatea. În cazul dat, se urmărește distrugerea mea emoțional și fizic, sunt epuizată, vreau doar liniște și pace, nu doresc împăcare sub nicio formă cu fostul soț. Decizia mea este una hotărâtă, nu cer ajutor financiar, nu cer facilități, cer doar neimplicarea dumneavoastră în familia mea. Vezi că eu deja îi spun fost soț. Deci pentru mine el e ține de trecut și vreau să închid această pagină cât mai curând posibil. Nu e pentru nimeni secret din rudele apropiații lui. Toți știu că el a stat la spitalul de psihiatrie. La momentul cel a scris niște foi cu careva lucruri care el ar putea să le implementeze dacă devine președinte. Nu că dacă, el era convins că va deveni un președinte de țară. Asta poate, hai să spunem că e un vis al unui tânăr, dar m-a uimit, când am văzut foile cele, m-a uimit faptul că le scrie în chirilică și le numerotează cu cifre romane. După care ele includ multe chestii preluate din sistemul sovietic, pionieri, consumuliști și așa mai departe, că o să fie învățământul gratis, că o să fie medicina gratis. Nu ne-am aduc aminte toate detaliile de acolo, dar asta vorbește despre faptul că omul are nevoie de ajutor. Te rog frumos, lasă-mă în pace, ocupă-te de sănătatea ta. Dă-mi voie să-mi revin. Copilașii noștri au nevoie de o mamă sănătoasă, de o mamă împlinită și fericită. Eu sper din tot sufletul că toată lumea o să fie bine și o să termine cu bine istoria asta. Fiecare cu viața lui și fericirea lui. Acum, ascultând-o pe Renata, mi s-a făcut rău la momentele în care ea descria cum omul acesta încearcă să o constrângă să facă sex cu el. Un astfel de bărbat nu are nici demnitate și nici principii morale. Nu contează dacă ea este soția ta sau o femeie străină. Sex se face când ambii își doresc acest lucru. Sunt indignat de atitudinea polițiștilor și a judecătoarei care, în loc să apere victima, ei o conving să revină la agresor. Asta e culmea penibilității. Pentru voi ce înseamnă violență în familie? Doar dacă femeia este plină de vânătăi sau este moartă? Voi ați vrea să trăiți cu un om care vă distruge moral? Cu așa apărătoria legii e vai și amar de țara noastră. Stimate autorități, ce trebuie să facă o mamă a 5 copii ca să scape de un bărbat agresiv și să obțină divorț? Dacă cineva dintre voi vrea și poate să o ajute pe Renata, vă las în comentariul fixat informații cum o puteți contacta. Scrieți și voi ce părere aveți despre această istorie și ce soluții există. Apreciați și distribuiți monologul ca să ajungă și la alți oameni care o pot ajuta. Vă mulțumesc!